37. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urban instituțional pentru modificarea HR 254/2013 în vederea supraveghererii etajării cu pentru 3-4 etaje corp parcare 2S existent la centrul comercial Sanisar Rom, situat în Bulevardul Alexandru Lăbuțean, numărul 16C, inițiator special pentru Fire Property de Milos. Aș vrea să fac câteva precizări legate de acest curs cu City Park-ul. Haideți să vă spun tot adevărul. Prin acest curs se renunță la două turnuri pe plus 24. 2. Prin Comisia de Circulație, o comisie comună, noi și Poliția Rutieră, le-am impus celor de la City Park-ul să realizeze mai multe locuri de parcare, astfel încât să nu mai creeze acela ambuteiaș. Deopotrivă, le-am impus să realizeze încă un sens giratoriu pe strada Sobeja și să-l modifice pe cel de pe Bulevardul Lăbușnean, tocmai pentru a asigura o funcționalitate a locului. Deci dacă mă întrebați pe mine, după ce s-au parcurs evident toate etapele, dezbatere publică, avem fotografii, procese verbale, și aș vrea să fac o mențiune la dezbaterile publice, primăria este gazdă și arbitru între investitor și toate părțile interesate. Nu ea este obligată să dea răspunsuri, să justifice de ce așa, de ce nu așa. Noi suntem doar cei care ne asigurăm că această procedură de dezbatere are loc cu adevărat. Bun, acum revenim. Dacă mă întrebați pe mine, nu doar că votez pentru a renunța la două turnuri pe plus de o 24 în parcul Tăbătării. Nu doar că îmi doresc ca pe cheltuiala lor să asigure cât mai multe locuri de parcare, astfel încât incidentele de trafic din zona City Park Mall să se reducă, dar vă garantez că nu inițiam acest proiect de hotărâre dacă nu ne aflam într-o deplină legalitate. Așa că asta nu m-am putut să vă spun. Votați! N-am nicio problemă. Păstrăm 24 de etaje, două turnuri, sau facem o parcare suplimentară pe plus 3-4. Că despre asta vorbim pe scurt. Ați avut momentul la începutul ședinței? Da, mulțumesc. Cine este pentru? Vă rog să vă aranjați ședința. Ați avut posibilitatea să vorbiți la începutul ședinței. Celălalt coleg al meu a vorbit. Păi am venit o regiune și am argumentat cu acest proiect de catastrofă. Nu este mai inteligent să încurajați transportul în comun decât să încurajați locurile de parcare? Nu care este obiectul. Păi de ce trebuie să mergem să facem? Nu putem să facem acolo. În loc să faceți o linie de trolebuz acolo. Nu-i mai inteligent. Ați avut prilejul să vă fiți dezbaterea. Stimate, domn, o întrebare simplă, banală. E mai simplu cu trolebuzul și mai sănătos, da sau nu? Cine este pentru? Chiar așa nu vă e rușine un pic, vă bate joc de orașul ăsta? Nici un pic de rând. Domnul Andrei, nu vă este rușine. Domnul Andrei. Vă rog să ieșim din sală, domnul Andrei, vă rog frumos. Muncele pentru că așa încep procedurile, vă rog frumos. Păstrați liniștea și nu faceți scandal. E ședință a Consiliului. Ați avut posibilitatea, nu v-ați înscris. Au venit colegii. Ce doriți mai mult? Tocmai din dorința de a face ce? Să vă rog. Proiect numărul 38. Păi cine a votat? Nu s-a votat. Nu s-a votat. Nu s-a votat. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?